Unele ziare au scris în ediția de azi că din cauza secetei, bazinele ar mai avea apă doar pentru 3 ore după ce pensiunile și hotelurile se vor umple de turiști. Andrei susține că el n-a declarat niciodată că zona va rămâne fără apă, ci a făcut câteva precizări legate de investițiile derulate de primăriile din Ovaș și Baia de Fier, subliniind că ar fi fost mai bine dacă le făceau împreună. La fel ca și în alte dăți, o anumită presă a distorsionat punctul meu de vedere și mi-a răstălmăcit spusele mele și au apărut articole prin care prefectul Andrei anunță turiștii că nu va fi apă anul acesta, iarna aceasta în Rânca. Lucru total neadevărat. Eu îi anunț pe turiști că vom face tot ce ne stă în putință ca să fie apă în Rânca, indiferent de ce măsuri vom lua. Vom face tot ce ne stă în putință ca să rezolvăm problema iluminatului în Rânca și a disciplinei în Rânca, a parcărilor și mai departe. Însă sunt prea multe răstălmăcite ale mele care sunt făcute de această, de o anumită presă, eu o numesc presa poporului, vis-a-vis de drumul pe care l-am făcut săptămâna trecută la Rânca, cu ocazia comandamentului de iarnă, și vizitele pe care le-am făcut la cele două aducțiuni cu apă, una făcută de Consiliul Local Baia și cealaltă de Consiliul Local Novaci, am tras eu concluzia acolo că dacă cele două uaturi s-ar fi înțeles și ar fi fost făcută o singură aducțiune cu apă, acum Rânca ar fi fost fără probleme de acest gen. Din păcate însă, toate divergențele acestea care există între primari și punctul lor de vedere personal au dus să facă două aducțiuni cu apă și amândouă nu asigură bunul mers al lucrurilor în Rânca. Am mai spus eu acolo că în această ședință Consiliul Județean, prin președintele Consiliului, domnul Ion Călinoiu, a promis și sunt convins că se va ține de promisiune că vor face o altă rețea de aducțiune care are cam vreo 200 de metri prin fondurile Consiliului Județean și în condițiile acestea cred că în perioada aceasta de iarnă a 2011-2012 vor fi rezolvate problemele la Rânca. Iar dacă nu va ploua deloc, vom face tot posibilul ca de luni până vineri să facem un program de apă, iar vineri, sâmbătă și duminică să nu aibă turiștii niciun fel de probleme acolo. Liviu Andrei dă asigurări că turiștii pot merge fără probleme de Crăciun și de Revelion la Rânca. Nu vor fi probleme în ceea ce privește alimentarea stațiunii cu apă. Prefectul le-a transmis edililor Pantelimon Todea și Constantin Mihuțescu să lase la o parte conflictele și să se apuce să facă împreună o lucrare de aducțiune, care să capteze apa din râul Galbenu.